evoluat Art Safari în aproape 10 ani de zile? Ha, în bine, dar să știi că de la început a pornit așa ca un hit, toată lumea a vrut să fie aici. E un vibe foarte bun la Art Safari și ne bucurăm că aici, în centrul Bucureștiului, pe Lipscani, timp de 3 luni, o să-i lăsăm pe toți să exploreze minunățile de aici. Și când zic minunății, să știi că mă gândesc și la Dali și Picasso, pentru că sunt niște artiști extrem de importanți de care a auzit toată lumea și vor poposi aici pe Lipscani timp de 3 luni. Iar cei care vin pot să decidă cine e mai mișto, Dali sau Picasso. Pentru mine astăzi a fost Dali, recunosc, n-am ce să fac. Da, am venit, poate mă prinde și pe mine microbul colecționării, să vedem. Până acum nu l-am simțit, poate astă seară mă corupe așa ușor, ușor, cine știe. Da, am venit la Arta, m-am bucurat că este o coadă imensă, pentru că am întârziat puțin și mă bucur că România s-a trezit și putem să stăm cu plăcere la coadă la Artă. Și mă bucur de mulți ani, există Art Safari, pe care nu cred că am arătat niciun an. Deci aproape 10 ani există. Un singur an, anul trecut cred că nu am fost, dar în rest am fost în fiecare an și mă bucur foarte tare și mă bucur foarte tare că anul acesta va fi mult mai lungă expoziția decât în general. Să știi că tehnologia se îmbină foarte bine cu arta, iar eu sunt o pasionată a acestei ramure, să spunem. De ceva timp deja vorbim și de NFT-uri care sunt tot mai prezente în zona aceasta a artei și urmăresc trendurile din afară care abia aștept să ajungă și la noi aici, îmbinarea asta dintre instalații, culori și elemente pe care înainte le vedeam poate doar, nu știu, pe pânză și acum poate le putem și simți într-o oarecare măsură, tocmai datorită tehnologiei care, exact ce v-am zis, se îmbină foarte bine cu arta. Este o mare bucurie pentru București să se întâmple Art Safari, se întâmple de câțiva ani încoace, iar anul acesta este cu totul deosebit pentru toată lumea, pentru că uite câți oameni au venit, suntem relaxați și asta nu s-a mai întâmplat în ultimii 2 ani. Și cu toții se bucură de acest eveniment extraordinar. Va fi deschisă expoziția până pe 12 august și sper că o să profite toți bucureștenii și nu numai să vină să viziteze expoziția. Mă bucur că în sfârșit este liber. S-au întors evenimentele, s-au întors festivalurile, expozițiile de artă și se anunță o vară plină de evenimente. Eu abia am ajuns, sunt tare curioasă pentru că am auzit că sunt aici 70 de lucrări semnate de Picasso și Dali și sunt foarte curioasă să le văd. Art Safari este pentru toate vârstele și copiii au ce face aici și iată și cei mai tineri se pot regăsi în expoziția de fotografie. Și cred că și atmosfera care se creează pe lângă expoziția în sine și faptul că uite ce aer proaspăt și bun are centrul capitalei. Mi se pare important de când sunt chiar foarte, foarte mici să le presărăm așa fiecare zi câte ceva foarte mic. Mai o cărticică, mai o poveste, mai uite ăsta e un tablou, ăsta e pictorul și așa mai departe. Pentru că de ce să nu știe? Pentru că își îmbogățește cultura generală. Ei sunt exact în această perioadă în care cumva absorb totul și ce le dăm și faptul că un astfel de eveniment se întâmplă în București, în România, lor le arată semnalul că suntem una dintre acele capitale în care mulți dintre ei speră că vor ajunge să studieze și din această cauză. Uneori li se pare că nu au suficientă viață culturală și cred că cu cât vom face mai mult și vom atrage tinerii spre zona asta pentru care ei, iată, au sete cu adevărat din moment ce sunt aici, cu atât vom reuși și să-i păstrăm alături de noi. Care este cea mai importantă lucrare expusă la Art Safari? Trebuie să spun că preferata mea este Hora, doar că mă uit așa câtă lume este în jur și parcă văd o horă. Este dintr-o colecție privată și valorează 300.000 de euro. Aș zice că întotdeauna am pavilioane preferate. Întotdeauna primul pe care îl vizitez eu este cel de artă contemporană. Sunt foarte curioasă cum se mișcă acolo curentele și sigur că sunt și eu fascinată de tot ce au adus în partea aceea Picasso, Dali, pentru că nu sunt la îndemână, nu le-am văzut în alte muzee, fiind opere grafice și toată povestea cu baletul pentru care au făcut aceste lucrări, dar sunt multe.